Oamenii s-au speriat, iar unii dintre ei s-au întors din vamă. Călătorii au fost speriați puțin, dar... Aveați mulți călători în... Era mașina aproape plină. Câte locuri aveți? 48. Da, n-a fost chiar așa. S-au speriat puțin, după aia am calmat și a fost tot ok. Șoferul spune că a trăit acele momente de groază, mai ales că familia lui era în altă parte a Istanbulului. Aura Maxim își așteaptă fiul de 7 ani cu sufletul la gură. Cel mic a fost împreună cu soacra femeii în vizită la rudele din Istanbul, dar din cauza evenimentelor de acolo au fost nevoiți să își scurteze vacanța. Ce trebuie să mai stea? Încă câteva zile. În Istanbul? Nu, pe o insulă, lângă. Ce v-a povestit băiatul? Nu mi-a povestit, aștept și eu să vină. Vă dați seama, are 7 ani, e mic, nu... Asta, este teroare ce e acolo, oricum, mi-a spus mama soacră. Și au venit, se întorc înapoi pentru că le-a fost teamă. Au renunțat la vacanță de frică. Da. V-ați venit acum, doamnă?